Bun. Astăzi un nou subiect. Haideți să facem un pic de haz de nicaz de Mihai Eminescu și Veronica Micle. Toată lumea știa că Mihai Eminescu și Veronica Micle s-au înțeles. Mihai Eminescu, poetul român, Veronica Micle, prietena poetului român. Din istorie, din auzite. E, dar dacă ar fi fost în felul următor, toată lumea se uită la Mihai și la Veronica. Ia uite de cum se potrivesc ei împreună, sunt pe aceeași frecvență, și când vorbesc, și când se distrează, și când fac poeme, și toate cele. Bun. Numai că ei, în realitate, nu se înțelegeau. Înțelegi ce vreau să zic? Practic, erau dușmani. Și începe. Veronica! Da, Mihai! Am scris o nouă scrisoare. Scrisoarea 3. Alu Bayazid și Pașa Hasan. Când a rămas știrb. Lasă-mă în pace că nu-mi place așa ceva. Zise Veronica. Pleacă Mihai supărat. Mai departe. Veronica, am scris Luceafărul. Vrei să vezi? Ia dă încoace. Luceafărul. Cobor în jos pe așa. Luceafăr blând. Uite așa. Înțelegi? Da, e interesantă, spune Veronica. Dar nu mă interesează. Și apropo, vezi că la colț de stradă a apărut o ștarfă nouă. Dar ea știa o chestie și mai nouă despre ștarfa de la colț de stradă, aia nouă. Că era un pic bolnavă de sifilis. Și zici că e bună? Este foarte bună de, hai să spunem, pe șleau de pulă. Așa că Mihai al nostru se duce și se culcă cu ea. După două zile se întoarce la Veronica. Dar Veronica, să știi că ai avut dreptate. Este foarte bună, așa, și m-a ajutat pentru a mea poezie, că este o muză. Și o crizeală întreaga glie. Da, Mihai, te-am înțeles, spune Veronica. Dar eu mai știu ceva. Că ștorfa aia nouă de la colț de stradă e plină de sifilis și păduglați. Aoleu, spune Mihai, m-ai omorât. Pentru sifilis nu există tratament decât cu mercur. Și uite așa, începe Mihai tratamentul pentru oprirea sau stoparea bolii cu sifilis. Păi ce, nu se înțelege Veronica cu Mihai? Veronica, ți-am scris un nou vers. Ia să te aud, Mihai, nu-mi place, pari pe invers, băiete. Mie îmi plac versuri perverse, nu versuri frumoase și istorice. Ia să te cuplezi pe tine, ia și tu o muză, vezi că e una la colț de stradă. Ce frumoasă și bună. Ce deșteaptă. Și se duce Mihai. Veronica, cu a mea muză și cu al tău gând, am reușit să scriu o nouă poezie, un nou poem și o scrisoare nouă. Și a început să scrie la poezii. Și la tratament se ducea și cu mercur îl ucidea în fiecare zi. Iar Veronica se hlizea. Până când într-o zi Mihai se duce pe partea cealaltă, iar Veronica rămâne în viață, în timp. Puh, drace!
A scris asta la multe poezii și versuri, că acum a ajuns stana de piatră prin toată țara. Când mă duc, statuia lui Mihai, strada lui Mihai. Statuia lui Mihai, poezia lui Mihai, poemul lui Mihai, scrisoarea lui Mihai. Nu mai pot, îmi vine să mă duc la spitalul de nebun. Asta e, Veronica. Ai vrut război cu Mihai? Nu. Lapte și miere cu Mihai. Punct.